preamărit să fie regele. Amin. Glorie Domnului Iisus. Amin. Odată am fost cu un rege la o adunare, dar când el a deschis un pic gura și când eu i-am zis, va vorbi majestatea sa regele, măi, toată lumea o strigat și o bătut din palme, trăiască regele. Acum eu am strigat, glorie regelui, dar nu știu mă că niciunul n-a zis ceva așa mai cu foc. Doamne, regele nostru nu-i de pe pământ. Regele nostru e regele regilor. Glorie Domnului! Și trebuie onorat. Amin, amin. Înainte de a mă scula de aici, fratele păstor Andrei zice că Duhul Sfânt își pregătește mireasa pentru mire. Și acum o întrebare mi s-a ivit în gând. De ce a venit acest rege pe pământ? De ce a venit? Ca acolo în slăvita împărăție, la tronul Harului, la dreapta măririi, n-a dus lipsă de nimic. Într-adevăr, acolo n-a fost cine să-l bată. Acolo n-a fost cine să îl fluiere și să-l ocărească. Acolo n-a fost cine să scuipe în obrajii lui sfinți. Pentru asta nu m-a venit pe pământ. El, regele, a venit să-și caute mireasă. Amin, amin. Mărească-să numele amin, Lui. Amin. În capitolul 4 din Cântarea Cântărilor există o chemare minunată care zice așa: mi-ai răpit inima, soro mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțușoarele de la gât. Și apoi mai zice, vino cu mine, vino cu mine din Liban. Dragii mei, Libanul nu făcea parte din Israel. Și Dumnezeu a binevoit ca dintre neamuri să-și aleagă o mireasă pe care o cheamă și zice, vino cu mine. Dar pe cine cheamă omul ăsta, împăratul ăsta, cel venit din slavă la noi, pe cine alege el? M-am tot gândit eu așa în capul meu și aș vrea acum să vedeți pe cine anume a vrut el. Și vom citi în 1 Corinteni, în capitolul 1, de la versetul 21. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi, pocăiți ăștia slabi, propovăduim pe Hristos, cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri este o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci,
este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Gloria Domnului. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, printre voi nu este sau nu sunt mulți înțelepți, nici înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu, mărească-se numele Domnului. Ce a venit El să caute? O mireasă nebună. Tu ca bărbat, tu ca tânăr, dacă ai vedea o fată nebună, ai cere-o de mireasă. Să știți că eu am văzut așa ceva. Am văzut o fată care era la liceu, încă nu terminase liceul, și hormonii în ființa ei a muncit așa de rău ca nebunit. Nu mai vorbea coerent, pleca de acasă, nu știa să vină acasă. Era foarte frumoasă, dar nu mai avea mintea. Și a venit un frate medic și a cerut-o în căsătorie. S-a mirat părinții tare. I-a zis, nu-i nimic, dați-mi-o de nevastă. Și i-a dat-o, a făcut nuntă cu ea, așa cum a fost. Și după 2 luni de zile, nu s-a mai cunoscut nimic din defectul mental. Și-a născut copii, și-au lucrat, și-au făcut case și trăiesc fericiți. Deci, Domnul Iisus Hristos e un mire de genul ăsta. A mai fost în casa unuia, la porpirie, acolo departe, pe câmpuri, care avea sute de hectare cu culturi diferite. Și el avea vaporul lui, una, două vapoare, nu știu, care le încărca cu merinde și mergea în Africa, unde era foamete de mure oamenii cu grămada. Și miniștrii de acolo veneau pe malul oceanului și se plecau în genunchi până el desfăcea pupa vaporului și coborea jos, că le ducea gratuit mii de tone de grâu și cereale. Dragii mei, omul ăsta cu atâta avere și cu atâta putere, cu 10 de utilaje și mașini, ducea hrană pe la cei năcăjiți, cei disprețuiți, pe la orfelinate, pe la căsi din astea de nenorociți. Și-a întâlnit o nenorocită acolo, care avea și sindromul Down, picioarele strâmbe,
mâinile așa umflate aici, chipul disfigurat un pic, mai necrescut așa, mai înțepenit așa. Și în mintea lui a bătut un gând, pe cine aș putea eu să fac mai fericită decât pe nenorocita asta? S-a dus la directorul și a zis, eu vreau să mă căsătoresc cu asta. El a râs, întâi du-te și adu un certificat de la medic dacă ești întreg la cap. S-a dus și a dus certificatul. Nu să vie părinții tăi. Părinții erau pastori baptiști. Au venit și părinții. Măi, băiatul ăsta e normal la cap, e normal. După de ce? Uite-te, nu sunt atâtea. Dacă el așa vrea, noi nu-i stricăm vruta. Și-a luat-o de nevastă și s-a rugat ca după 3 ani de zile de rugăciune, cu el strângându-o la piept, i s-au mai îndreptat mânuțele, putea face câte un sandwich, putea să se apuce de curățenie, i s-a îndreptat piciorușele. Și când eu am fost în casa lor, tot timpul îi trece mâna prin păr, mânuțele astea au făcut sandvișurile, mânuțele astea așa, așa, așa. Dragii mei, povestindu-vă povestea asta, îmi vine să plâng. Noi eram handicapați la ea. Și a venit mirele din cer să caute mireasă. Și a căutat nebunii lumii, săracii lumii, cei neșcolați din lume, cei netrebuiți, lucrurile slabe ale lumii. Glorie lui! Între care m-a prins și pe mine. De aceea Isaia vedea lucrurile astea prin Duhul Sfânt când a început și a zis, în ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potălit și m-ai mângâiat. Cât de supărat e Dumnezeu pe păcătoși, e așa de supărat că într-o clipă ar deschide ușa raiului și ar zvârli pe toți în iad. Adică ușa iadului și ar zvârli pe toți în iad. Atât ai de supărat pe păcătoși. Dar a existat aici un mijlocitor, un mângăitor care a părăsit slava și a venit între noi ca să ne cunoască durerile, să ne cunoască căderile și a fost ispitit în toate lucrurile ca noi. El știe de ce cade un om în cursa Satanii. El știe de ce cade un om într-un păcat sau altul, că el a fost ispitit în toate lucrurile ca noi. Dar prin venirea lui în lume, nouă ne-a adus mântuirea, glorie lui Iisus Hristos. Te laud pentru că ai fost supărat. Dar s-a trecut supărarea, ne-ai primit și ne-ai mângăiat, fie slăvit numele Domnului Iisus. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele, că El m-a mântuit, numele Lui fie slăvit. Acest Domn și Dumnezeu
împărat și mântuitor, a venit în lumea noastră și ne-a căutat, cum cânta un poet într-o cântare. A venit de mult de sus, păstorul cel blând Iisus, și prin lume a umblat, oi pierdute a căutat. Și cu adevărat, noi cei pierduți, noi cei răi, ne-a dus la cunoștința adevărului și ne-a dat dreptul să ne schimbăm nu numai în lăuntru și pe afară, să ne schimbăm, dar unii nu vor să se schimbe și aceasta e mare bai și mare pagubă. În sala nunții, în pilda nunții fiului de împărat Matei 22, spune că a venit împăratul care făcea nuntă fiului și a zărit acolo printre oaspeți pe unul care n-avea haină de nuntă. Prietenei, așa i-a zis Domnul Iisus și la Iuda, prietene, cu un sărut vinzi tu pe Fiul omului? Când Dumnezeu îți zice prieten, poate să fie cu două tăiușuri. Prieteni sunt toți acei pocăiți care încă mai slujesc pe Satan. Îți numai prieteni, nu sunt fii. Dar cei care slujesc numai pe Iisus, ăia sunt fiii lui Dumnezeu, ăia sunt mântuiți. Amin. Ăia n-au ură pe nimeni, nu calomnizează pe nimeni, caută să îndrepte pe oricine și să roagă pentru oricine. Aceia sunt fiii, frați cu Iisus. Că și Iisus a căutat să îndrepte pe toți, i-a iubit pe toți și n-a avut ură nici pe cei ce i-au bătut cuiele în palme și în picioare. Și pentru ei s-a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Tu ce ești aici? Prieten sau fiu, frate cu Iisus? Că dacă ai ură pe cineva, tu încă slujești Satanei. Dacă nu poți vedea pe cineva, tu nu ești încă din Dumnezeu. Tu te rogi ca să fii osândit. Cum poți tu zice că iubești pe Dumnezeu când pe cel de lângă tine îl urăști, nu poți să-l vezi? Zice Ioan în epistolă și are dreptate. Întâi iubește pe aproapele tău și apoi ai drept să-L iubești pe Dumnezeu. Când nu poți iubi pe aproapele tău, te înșeli când zici eu sunt pocăit, eu iubesc pe Dumnezeu. Te înșeli. Trăiești într-o derută grozavă. Aici cuvântul din Isaia arată atâta veselie în inima acestui om care-i mântuit. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, m-a izbăvit din toate relele astea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Glorie Domnului! De-aia a venit regele ăsta pe pământ, să-și caute o mireasă și și-a căutat așa o mireasă cum noi ca oameni
n-am căutat, dar El așa a vrut, ca să facă de rușine pe cei înțelepți și pricepuți, a ales lucrurile neînțelepte, lucrurile slabe, lucrurile disprețuite ale lumii. Și din ele a făcut un lucru mare. Nu vedeți și la ora actuală? Vine la Sfânta Pocăință câte un om disprețuit, cum am mai văzut, pe cărucior, dintr-un neam disprețuit, și face prorog din el. Doamne, ce minunăție! Vine la Sfânta Pocăință altul orb și vai de capul lui și îl face un vas și un proroc și pe tine care te lauzi cu pocăința nu se vede nimic pe urma ta. Vine câte unul dintr-o familie care n-a băgat-o nimeni în seamă și face Dumnezeu din el un lucrător și prin el aduce oameni la pocăință. Dar prin tine îndepartă pe oameni de pocăință, că purtările tale nu corespund. Ce-i de făcut acum? Frați dragi, n-ați vrea, începând cu ziua de azi, când sărbătorim 2000 de ani de la venirea în lume a Mântuitorului, a Izbăvitorului, a Regelui acestuia, care a venit să-și caute o mireasă, vino cu mine din Liban! Vino cu mine din lumea asta largă, zice Domnul Iisus. Vino să fii mireasa mea. Și Osia zice, te voi logodi cu mine prin dreptate, prin neprihănire. Nu poți să fii neprihănit dacă mai ai încă lacunile astea de certuri, de mânie, de a vorbi pe altul cum nu trebuie. Nu, asta nu-i neprihănire. Dar te-ai logodit prin neprihănire, prin dreptate. Și apoi în ziua aia nu-mi vei mai zice Domnul meu, ci îmi vei zice atunci bărbatul meu, adică vom fi uniți cu El pe vecii vecilor. Glorie Domnului Iisus! Scumpii mei, de-aia a venit Iisus în lume, să caute pe cei pierduți, pe cei amărâți, pe cei netrebuiți, pe cei pe care lumea nu-i bagă în seamă. Și ne-a găsit, mărească-i să numele. Acum, vedeți cum trebuie să fim noi? Vedeți? Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Izvoarele mântuirii au fost izvoarele din palme și din picioare și din coastă. 5 izvoare prin care a curs sânge și am fost spălați și suntem mântuiți prin sângele lui Iisus. Glorie Lui! Și de aici vom scoate apă cu bucurie. Ce apă? Apa vieții, apa vie. Ni se va descoperi cuvântul, ni se va descoperi Duhul Sfânt, vom fi pecetluiți cu Duhul Sfânt, vom trăi călăuziți de Duhul Sfânt și vom umbla înaintea Lui în neprihănire.
Glorie Domnului Iisus! Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Ce minunat! Ce minunăție! Și veți zice în ziua aceea: lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, pomeniți mărimea numelui Lui. Poți tu pomeni mărimea numelui Lui? Poți tu chema pe Domnul ca să-ți răspundă? Poți tu să lauzi pe Domnul? Ai inima ta plină de satisfacție că te-o dezrobit? Te-o dezrobit de pornografie, te-o dezrobit de stricăciune, te-o dezrobit de hormonii ăștia care strică mintea la oameni, te-o dezrobit de patimile tale, de ochiul rău, de gura rea, cum zicea o soră, mi-a dat telefon: te rog, roagă-te pentru familia mea. Dar de ce să mă rog? Ce-i cu familia ta? Păi roagă-te să văd ce-a zice Domnul. Dar nu mă rog, dragă. Spune-mi ce ai. Păi bărbatul meu a plecat de la mine și să vedem ce-a zice Domnul. Păi ce să zic, că să te măriți cu altul? Păi nu știu, dar să vedem. Dar de ce a plecat? Păi nu știu, na. Soră, mi se pare că tu ai fost rău de gură. Tu le-ai fi zvârlit departe. Apoi eu, așa a fost și mama mea și bunica mea. O fost rău de gură și pe fiecare le-o părăsi bărbatul. Apoi și eu scam rău de gură. Păi atunci ce să mă rog? Ar trebui să mă rog să găsească Dumnezeu pentru tine un om, nu să te măriți cu el, ci să te bată în toată ziua ca pe coasă, ca să știi să taci. Dar asta nu-i pentru mine să mă rog, în schimb așa ar trebui. Și nu o fac asta. Pocăiește-te, femeie, că apoi poate vine bărbatul înapoi. Nu, păi ce să zic, așa-s eu, așa-mi gura mea. Păi dacă așa-ți gura ta, ce să-ți fac? Vezi, fiecare păsărică pere pe ciocul ei, nu? Dragile mele surori și dragii mei frați, nu lăsa gura să te baje în păcat, o zis Solomon. Nu lăsa gura să o cărască pe altul. Nu lăsa gura să trimită cuvinte grele la adresa cuiva, să-l năcăjești. Fii atent! Tu nu ești fiu, tu ești numai prieten. Și prietenii nu știe ce-i în casă. Ei nu pot scoate cu bucurie apă din izvoarele mântuirii. Ei tot timpul sunt tulburi. Ei tot timpul au visări care nu potrivesc cu cuvântul. Ei tot timpul sunt năcăjiți de diavolul. Dați divorț satanii și alipiți-vă de Domnul Iisus Hristos. Și Pavel scria: v-am logodit cu un bărbat, adică cu Hristos, și vreau să vă prezint înaintea Lui ca pe o fecioară curată, nu cu mânii, nu cu certuri, nu cu strigări, nu cu amenințări. Nu că eu nu pot vedea pe ăla, eu nu pot vedea pe aia, eu nu, pe Dumnezeu te poate vedea pe tine, sălbaticule ce ești. Dumnezeu te poate vedea pe tine. Dacă tu nu poți vedea un om care e creatura lui Dumnezeu, pe care a lucrat ca pe tine,
cum odată a intervenit un frecuș de vorbe între mine cu cineva în Țelna de Alba Iulia, cu privire la pocăiți și nepocăiți. Ia hai mă încoace, mă, hai aproape de mine. Păi uite-te, mă, degetul ăsta mie are gamba asta aici, a tău tot așa are. Apoi are asta la altă, mă, și a tău așa, aici, și așa toate, mă, și aici, și aici, mă. Păi e, păi ce-i cu asta? Păi vezi, mă, Dumnezeu nu lucra mai mult pe tine ca pe mine, nici pe mine nu lucra mai mult ca pe tine. Noi suntem oameni, noi suntem aceeași frământătură din lut și Dumnezeu, cum o chema pe mine la har, te cheamă și pe tine, mărească-se numele Domnului. Și dacă ne cheamă la har, atunci nu mai ținem cont cine am fost, ce suntem. Nu mai vrem să știm de așa ceva. Am întâlnit un frate care tot mereu să lăuda pe cât s-o bătut, cum i-o bătut, cum mă, nu ți-o ieșit din firea asta, nu ți-o ieșit din minte. Păi când ți-i pocăi, mă? Tu dacă ai ceva cu cineva, tu îl bați și acum, nu? Tu faci ca unul la câmpia turze. Stai, mă, zice, că dau haina jos de pe mine. Vă patru inși vroia să-l bată, că el înainte de a se pocăi, i-o bătut pe toți ăștia de numai. Acum aia s-a unit, l-a întâlnit. Cum trece drumul pe sub calea ferată acolo, era noapte. Acum îți dăm noi ție că te-ai pocăit, toți stă el. Păstați, mă, zice, că îmi dau haina și las pocăința 5 minute. Când au auzit ăia, au luat-o la fugă tot, s-a dus, că era frică de el. Păi vedeți, mă, pocăința nu-i pentru ocazii de bucurie, e pentru orice ocazie, că te bucuri, că te întristezi, că dai de nevoi, de necazuri. Pocăința să se vadă cât în lume veți mai sta, până când va veni Domnul și de aici ne va lua. Glorie Domnului! De-aia a venit împăratul pe pământ, ca să-și caute mireasă. Și l-a întrebat Pilat, ești tu împărat? Ce-a răspuns? Da, pentru asta m-am născut. Mărit să-i fie numele. S-a născut să fie împărat în împărăția minunată, care nu-i mâncare, nu-i beutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ai tu neprihănire? Dar ai tu pace în jurul tău, în inima ta? Ai tu bucuria în Duhul Sfânt? Cercetează-te, frate, că de-aia a venit împăratul să-și caute o mireasă și te vrea să fii inclus în mireasa lui. Că atunci să nu mai zici, Domnul meu, ci să fii una cu El pentru veșnicie și îmi vei zice atunci, bărbatul meu, de aceea vino cu mine, vino cu mine din Liban, lasă frumusețile lumii, lasă lumea, lasă răutățile lumii, vină în Israelul nou, slăvit să fie Domnul Iisus. Cântați Domnului căci a făcut lucruri strălucite să fie cunoscute în tot pământul. Strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel. Păi cine-i Sfântul lui Israel? Câți evrei au trăit pe pământ de la Adam și până azi? Niciunul n-a căpătat numele ăsta, dar El, Iisus, e Sfântul Sfinților și El s-a născut în Israel. El e Sfântul lui Israel, mare e în mijlocul tău, fiica Sionului. Păi noi suntem ăia în care și în mijlocul căruia
Dumnezeu face minunile sale, glorie Lui. V-am dat două exemple că s-a întâmplat și între oameni, deși a luat neveste netrăbuite și au fost corectate de Dumnezeu în sănătatea lor. Dar noi, toți, dacă ne pocăim cu adevărat, Dumnezeu ne umple inimile cu apă din izvoarele mântuirii și vom bea și ne vom sătura în toate zilele vieții noastre cât vom trăi pe pământul acesta. Fie slăvit Domnul! Amin!